Echipa de juniori de la Colegiul Național din Nicu Golescu, pregătită de profesorul Ovidiu Tică, care activează în Campionatul Județean de Fotbal, va încheia această primă parte de campionat cu un joc în deplasare. Juniorii, ce după un parcurs excelent până în urmă cu o etapă, atunci când au cunoscut pentru prima dată gustul amar al înfrângerii 1-3 pe municipal în fața celor din Mioveni, se vor deplasa la Pitești, acolo unde vor da piept cu echipa patronată de Marius Priseceanu. Mușcelenii au o misiune ușoară miercuri. Echipa piteșteană clasată pe penultima poziție în clasament nu poate emite pretenții prea mari. Însă în fotbal totul este posibil. Înaintea confruntării de la Pitești, Colegiul Național din Igu se află pe poziția secundă în clasament la trei lungimi în spatele liderului Fece Dănuț Coman, echipă invincibilă până în acest moment. Indiferent de rezultatul înregistrat miercuri în confruntarea cu ACS Marius Prisăceanu, echipa pregătită de profesorul Ovidiu Tică va intra în vacanță în postura de vicecampionă de toamnă. Tabloul complet al jocurilor din cadrul ultimei etape a turului de campionat rezervat juniorilor este următorul. Junior C 2002-2003, etapa 13 a 13-a. CS Mioveni, ACS FC Dănuț Coman. ACS Marius Priseceanu, CN Dinicu Golescu Câmpulung. AFC Nicolae Dobrin Pitești, CS Atletic Bradu. ACS Viitorul Argeș Alexandru Duminică, CS Sporting Pitești. AS ce se fece Pitești 2008. A ce fece comandoi, le pese viitorul pitești. Ase viitorul Ștefănești 2007 ce se mi o